Înscrierile pentru copiii care trebuie să înceapă grădinița în anul școlar 2013-2014 s-au finalizat pe 21 iunie. În Reghin, locurile s-au ocupat în proporție de 80%. În ce grădinițe mai sunt locuri libere, ne spune purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Camelia Irimie. Locurile din grădinițe în municipiul Reghin au fost ocupate în proporție de 80%. Și pot să vă dau câteva exemple. La grădinița cu program prelungit, numărul 3, au mai rămas 30 de locuri la secția română, 10 la secția maghiară. La grădinița cu program prelungit numărul 5, împreună cu grădinița cu program normal numărul 1, mai sunt aproximativ 20 de locuri libere. La grădinița cu program normal numărul 3, împreună cu grădinița numărul 7, mai sunt 20 de locuri. Iar în celelalte, din spusele doamnelor inspector de specialitate, există locuri, astfel încât toți copiii vor fi cuprinși în învățământul preșcolar până în toamnă. Camelia Irimie a afirmat că părinții își pot înscrie copiii la grădinițe până în toamnă în limita locurilor disponibile. Metodologia de înscriere și actele necesare la dosar se pot afla de la directorii instituțiilor.